Domnule primar, vă rog să ne spuneți care sunt lucrările de infrastructură pe care le aveți în desfășurare în acest moment în localitatea noastră. Țin să vă precizez faptul că comuna Murighiol este una dintre cele mai mari comune din țară din punct de vedere teritorial și este o zonă turistică, ceea ce ne obligă și ne implică direct în crearea infrastructurii necesare în această comună. Referitor la infrastructură, putem să vă spunem că avem lucrări în curs de execuție, o parte fiind în proporție de 80 sau 90% executate. De exemplu, modernizare sistem alimentar potabilă și extindere rețea de canalizare în comuna Murighiol este executată în proporție de 30%. Un proiect de 81 de miliarde bani vechi. Modernizare străzi localitatea comuna Murighiol, județul Tulcea. Un proiect în valoare de 55 de miliarde lei vechi, executat în proporție de 30%, sistem de alimentare cu apă Sarina Suf Colina, un proiect în valoare de 47 de miliarde de lei, lucrare executată în proporție de 90%, un pod de traversare, un lucru foarte important pentru a asigura acces într-o zonă agricolă și nu numai, o zonă care se va extinde din punct de vedere locativ, în Dunavățul de Sus. E un pod care va lega două suprafețe de teren, sau mai bine zis, Dunavățul de Jos, cu suprafață de teren adiacentă, care este peste 3.000 de hectare, care a fost finalizat, proiectul având o valoare de 38 de miliarde de lei. Acestea sunt câteva din proiectele care sunt în execuție în această perioadă. După cum ați văzut, unele sunt finalizate, altele sunt finalizate în proporție sau executate în proporție de 90%, celelalte în funcție de sumele venite de la finanțator s-au executat în proporție 30, 40 și așa mai departe la sută din valoarea proiectului. Sunt cereri de finanțare depuse pentru reabilitare, modernizare străzi în localitate Sarina Suf și Plopu, un proiect în valoare de 240 de miliarde vechi, sistem de canalizare menajer în localitate Sarina Suf, Plopu, în valoare de 150 de miliarde bani vechi. Deci aceste lucrări se referă la infrastructura comunității sau comunei din această zonă. Contracte de finanțare în derulare în anul 2020 sunt 6 proiecte, și cereri de finanțare pentru următorii ani, inclusiv 2020, sunt 13 proiecte. Trebuie să ai infrastructură. Primăria se vede că își face treaba mai mult decât trebuie sau își face cum poate ar trebui să-și facă toate primăriile din județ și din țară, în sensul că după noi am văzut că sunt alte proiecte care se asfaltează, lucru care până la urmă este firesc ca toți locuitorii, că un cetățean de la Murighiol și un cetățean de la Tulcea sau de la Galați trebuie să beneficieze cam de aceleași lucruri, adică și de infrastructură. Am înțeles că ați avut și ceva probleme cauzate de factori naturali. Da, da, probabil că eram mult mai avansat cu lucrarea. Suntem și așa avansați față de graficul licitat. Dar vă spun că dacă nu aveam piatră la vedere, pe care o vedeți pe această stradă, probabil că toată rețeaua, atât de apă cât și de canalizare, cu branșamente, cu tot, era realizată. La ora actuală cred că avem executat circa 70% din lucrare, mă refer la canalizare, apa, rețeaua este trasă, rezervoarele și astea urmează să se facă
în cursul acestui an. Eu sper, cu toate că avem un termen de realizare de 24 de luni, ca până pe 31-12 să definitivăm aceste lucrări la Morighiol. Din cele 24 de drumuri, acesta este strada Falezei, care este terminată în proporție de 90%. Taluzarea acestor maluri din beton face parte din proiect, dar este pe neeligibil. În urma discuțiilor cu domn primar și dorind de a deschide, de a împrospăta apa din acest lac, va săpa niște canale și va crește cu cel puțin jumătate de metru, un metru, apa, și atunci s-a executat acest talus din beton, protejând astfel drumul care era în proiect de asfaltare. Se va interveni cu borduri mici și cu trotuare. Din cele 24 de străzi, 18 sunt cu borduri puse, gata pentru asfaltare. 5 din ele sunt asfaltate și una este finalizată cu borduri cu tot. Deci în proporție de 60-80% suntem. Anul ăsta cred că terminăm tot ce însemna proiectul, în afară de vreo 3 străzi care au un status special cu sit arheologic și au și canalizare de executat în stâncă, care cred că o să ne țină în loc, nu o să putem finaliza. În rest, toate decurg bine. Aici avem lucrarea extindere rețea electrică în comuna Morighiol, zona 62 de loduri. Este o investiție finanțată din bugetul local. Avem contractul încheiat cu Enel Distribuție. Valoarea contractului este de 621.000 de lei. Graficul de realizare a lucrărilor, să zicem undeva finalizarea lor în luna 10, deci în octombrie 2020, predarea lucrării undeva în luna noiembrie anul acesta. Să sperăm că nu vom întâmpina dificultăți în execuția, nu vor întâmpina dificultăți în execuția lucrărilor și se va finaliza cu succes. Acești tineri își doresc de foarte mult timp energie electrică în cartier și să sperăm că le vom aduce această bucurie.